Salutare băieți și bine v-am regăsit, după cum puteți vedea, la un nou episod cu Hitman. Avem aici și un contractel. Aolo, l-am scăpat. Ok, trebuie să mai sune băiatul odată. Vreau răzbunare, am venit un alt contract. Am revenit la caracterul nou pentru că este probleme de... mai bine de o săptămână pe server cu Hitman și băieții de aici s-au făcut cam puturoși și nu mai vor să umble acolo și să repare. Așa că a trebuit să-mi fac skin-ul ăsta, că celălalt e bușit foarte tare, nu știu ce are, așa că o să vin cu acest skin, cu old-ul nostru skin, bine, nu mai are bărbiță, dar seamănă cu al nostru. Așa că, băieți, dacă susțineți seria asta cu GTA, apăsați butonul de like, frate. Eu când spun apăsați butonul de like, cum să zic, vă spun vouă, e ca o rugăminte, băieți, dacă susțineți, apăsați, pentru că s-ar putea să nu o să mai fac 5M sau Hitman. După o să mă spamați cu mesaje și o să vă zic, băi, dar de ce n-ați apăsat butonul atunci? Că butonul ăsta de like, de fiecare dată când cineva l-apasă, acea serie e mai mult apreciată. Adică YouTuberul, streamerul, vede că oamenii își doresc, că le place, înțelegeți? Deci dacă îți place seria cu GTA, dacă îți place seria cu Hitman, apasă butonul de like, ca eu pe viitor să-mi dau seama dacă se merită să fac. Așa că trebuie să strângem cel puțin vreo 3000 de like-uri la acest live. Așa că uită-te acolo și vezi cât de mult mai avem până strângem 3000 de like-uri. Dar tu cel care te uiți acum, poți să faci treaba asta, iar noi putem să ajungem la 3000 de like-uri în primele 2 ore când am postat acest episod. Așa că hai să-i dăm drumul și să rupem norma. Mergem la contract pentru că am luat un contractel. Suntem cu BMW-ul nostru X5. Suntem cu X5-ul și avem un taxi în față, dacă vrei să vii cu noi. Mă, nebunule, ia uite unul nimeresc acolo. Este de unde m-a sunat acest băiat, răzbunare cudă, dau mulți bani, vin, nu te agita că vin. Răzbunare cudă, dau mulți bani, undeva în spate aici am un băieț ăsta. Trebuie să ocolesc puțin, să intru la el cumva, pe aici. Bună ziua, domnilor. Ați sunat la Hitman? Da. Colegul meu. Ia spuneți, despre ce este vorba, mă băieți? Cine v-a supărat în acest oraș? Domnul Hitman. Mie m-a supărat un polițist. Persoana pe care vreau să mă duceți aici. Un polițist. Am înțeles, ne ocupăm de el. Puteți să-mi dați mai multe detalii despre cine este vorba? Tot ce știu este că îi se spune Radu. Radu. Ia-mă Radu, mă. Acel Radu de care cred eu, cred că conduce un BMW de poliție. E Radu, poliție, Radu XXX. Da, Radu se spune. Gata, domne, stați să localizez și eu aici. Îl vedeți, mă, băieți, pe Radu. Gata, mă. Gata, domnule, l-am localizat. Spuneți-mi ce vreți să facem cu dânsul. Mi-l aduceți. O costă 10.000 de dolari, domnule, să știți. Colegul face plata. Plata, eu fac plata. Dar tot e băiatul ăsta. Gata, domnule, am primit banii, sunteți foarte generos, aș putea spune. Da. Domne, spuneți-mi unde vreți să ne întâlnim după ce îl capturez pe polițist. Într-un loc mai retras, oricum. Dar nu prea îmi place cum e aici. Asta spun și eu, într-un loc mai retras, dar unde? Știți unde e pontonul acela, pe plajă, drept în față, cum mă uit eu. Este un ponton. Da, știu unde e. Ne întâlnim acolo. În capătul pontonului. Ok, o să dau un telefon dacă e și ne întâlnim acolo. Bun, perfect. Gata, mă, băieți, am luat contractul și avem contract cu un polițist, băieți. Mamă, X5-ul ăsta e blană. X5-ul ăsta e blană, bă, băieți. Mamă, poliția. Hai să luăm pe polițist, bă. Hai să vedem cum îl prindem pe polițist, pentru că nu face... Uite, ăsta e polițistul, Ușor, mă. Plecăm după el, opa, s-a băgat pe acolo, ok. Puteam să-i tăiam calea dacă voiam, dar nu vreau să-i tai calea, vreau să mă băgă și ușor. Aici, după el. Omul trece pe roșu, n-are niciun stres, nu că-i urmărit, trece pe roșu.
Ok. O să stau la distanță de el. Se duce la bancă. Nu auzi că s-a tras și cred că se duce acolo unde s-a tras. Destul de mulți oameni aici pentru a mă băga în acțiune. Polițistul pleacă mai departe. Avem și un iaș aici. O să-și dea seama că-i urmărit dacă mă... Ia uite unde a dispărut. Mă uită la acolo, mă. De acolo pot să-l iau, de acolo pot să-l iau repede, de acolo pot să-l iau. Aoleu! Ce ați făcut, domnul polițist? Dar nu vă uitați deloc, domnul polițist. Mamă, 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 ce mi-ați făcut la BMW, domnul polițist. Dar nu? Îmi pare rău, domnule, dar nu v-ați asigurat și noastră. Cum să mă asigur, domne? Pa, ați ieșit direct în... Mamă, ce sărubar asta. Domnul polițist, mâinile sus. Mâinile sus în acest moment. Ce s-a întâmplat, domne? Așa să vă încătuși. Lăsa să vă iau tot ce aveți la dumneavoastră de astea, le arunc aici. Veniți să vă urcați în mașină. V-am deschis ușa acolo, urcați-vă repede acolo. Vă frumos să păstrați liniștea, domnule. Capturarea dumneavoastră m-a costat partea frontală acestui BMW. Un BMW clasic. Vă frumos să păstrați liniștea, să nu fiu nevoit să vă pun un căluș în gură sau ceva. Am înțeles? Am înțeles, am înțeles. Mergem pe ponton, băieți, să-l ducem la mafios, bă, băieți, din ce fac mafioții cu el, frate? Bă, dar repede l-am prins, frate! M-am descurcat, dar băieții sunt și deschizi așa la roleplay, mă înțelegeți? Adică nu sunt... am nevoie de hitman. Ajungem la toate contractele, ajungem la toate contractele, nu vă speriați. Avem exchange aici pe off-road, mașina mea preferată, dacă o să am vreodată bani. Pare că m-a costat și partea laterală. Dom'le, eu nu pot să cred că m-a lăsat aici BMW-ul ăsta. Ce nasol. Domnule, eu nu pot să cred că mă las aici un BMW. Haide. Nu pornește, a? Nu știu, ia. M-ai mișcat zalea pe acolo. Ce să mișc, domnule, crezi că asta-i Dacia? Să mișc zalea pe acolo? Dă-i un pumn acolo la motor. Lăsați-mă, domnule, pe mine, că eu am experiențe cu asta. Domnule, treci și suie-te acolo în față, hai. Stai, domne, să vă rezolv. Aoleu! Tot unde merge. Bă, ce i-a făcut ăla, bă? I-a dat un pumn, s-a reparat, mă, băieți, ați văzut? Dintr-un pumn l-a reparat ăsta, mă, băieți! Ia din cumit, un fucking tăr aici, fiți atenți, fiți atenți. Uite ce avem noi aici. Domne, vi l-am adus pe domnul polițist. Mulțumesc. Contractul meu s-a încheiat. Hai să vă dau un bonus aici la mine. La mine. Să vă mai înmânez o mână de bani. Lăsați că îmi dă domnul de aici și e chiar suficient, domnule. Vă mulțumesc frumos, domnule. Sunteți niște oameni generali. Ce să fac? Să-l refuz acum, băieți? Nu pot să-l refuz. Hai să acolo între cele două BMW-uri în genunchi. Repede. O zic.
Frumoasă. Repede. La revedere, mulțumesc de contract. Mulțumim mult. La revedere, la revedere. Hai. Erați bună. În genunchi. Bă! Băieți, o să mergem și o să ne uităm să vedem ce-i fac băieții la ăsta, ok? Mergem să vedem pe unde putem să ne suim cu mașina și o să ne uităm să vedem ce-i fac, ce-i fac, frate, ce-i fac, îl omoară, ce-i fac. A, trebuie să ocolim, bă, dar mult avem, bă, de ocolim, hai, repede, 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 repede. A, să vedem și noi ce-i fac băieții, ok? Mergem undeva și ne uităm de sus. Nu pot să asist la asta, că de obicei băieții sunt mai vulgari, așa să zic. Și de asta nu, din cauza asta nu-mi place să asist la ce se întâmplă între mafie și mafioți. Dar putem asista de aici? Nu, mai față. Hai să dăm mai față un pic ca să vedem despre ce este vorba. Sper să nu se sperie mafioții sau ceva. Deci uite aici, uite aici, e perfect aici în parcarea asta, cred, da, perfect aici. Perfect aici, bă, băi. E perfect. Ok. Cred că am scăpat că l-au omorât, bă, ia uitați. Ce fac, mă, se împușcă în trei? Nu. L-o. Oh. Ia. Ce armă are ăla, frate, sniper? Cred că e tot, bă. Gata, băieții pleacă. Ce au BMW-urile și au plecat. Am văzut doar să văd, băieți, ce se întâmplă și care e treaba. Băieți, cam aici se termină episodul de astăzi cu Hitman. Sper că v-a plăcut că s-a întors Hitman-ul nostru preferat. Lăsați și voi un like acolo pentru Hitman-ul nostru. Iar noi ne auzim mâine, de seară la, pe live, dacă fac live, nu știu exact sigur, dar mâine, pe la ora 10... la un nou episod, probabil că tot cu Hitman. Nu uitați să apăsați butonul de like, aș aprecia foarte mult, mă ajută foarte mult. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă sunteți noi. Bine ați venit să nu ratați niciun episod pe care îl postez sau live. Ne apropiem de 100.000 de abonați și am nevoie de ajutorul vostru, da, și de ajutorul tău, să îi spui unui prieten despre mine să ajungem cât mai repede la 100.000 de abonați. Mulțumesc frumos, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, Pericol Gaming, iar noi ne auzim în episodul următor. Fuck!